prieteni, oaia Dolly, celebra oaie Dolly clonată. Aceasta este împăiată acum, care este reala oaie Dolly. Este cel mai cunoscut lucru pentru mine din acest muzeu, din Muzeul Național al Scoției, și de acasă am citit despre oaia Dolly și mi-am dorit să o văd și iată că am văzut-o într-o cameră din muzeu, într-o încăpere dedicată exclusiv invențiilor făcute de britanici, nu numai scoțieni, cât și englezi și irlandezi. În față, de exemplu, vedeți un motor cu aburi, acesta mare. Invenție britanică. Dar n-aș vrea să ne îndepărtăm de oaia Dolly, să vă povestesc că ea a fost clonată în 1996, de sunt câțiva ani buni. A fost singura oaie care a trăit după 277 de încercări de clonare, iar nu din prima s-a născut această oaie Dolly. A trăit câțiva ani, a făcut și câțiva miei și în cele din urmă a murit, dar a murit prematur, nu de bătrânețe. Semn că totuși clonarea nu a fost până la capăt suficient de potrivită. Probabil alte încercări vor demonstra sau vor arăta că se poate și să trăiești ca un animal normal până la sfârșitul vieții. Vă mai arăt câteva invenții așa pe scurt din această încăpere dedicată lucrurilor pe care le-au făcut britanici. O locomotivă concepută de un englez. Mașini de curse de Formula 1, toate sunt britanice, sunt invenții britanice. Am văzut și o rachetă, dar ar trebui să ne întoarcem. Sunt multe aici, vă arăt câteva importante. Nici nu am știut că și britanicii au avut invenții în domeniul rachetelor spațiale. Iată-o. E foarte frumos muzeul, foarte interactiv. Dar cel mai mult mă bucur că am găsit-o pe oaia Dolly. Și este și cea mai căutată din muzeu, toată lumea este în jurul ei, face fotografii. Dolly the Sheep, born in 1996, așa scrie pe plăcuța din interiorul ei. Frumos că au și păstrat-o. Ea s-a născut la Institutul Roslin din apropierea orașului Edinburgh. Am vrut să mergem în Roslin să vedem și o capelă de acolo, n-am mai ajuns, dar e undeva aproape de noi. Vă salut din Muzeul Național al Scoției.